Urmează să citim cel mai important text din întreaga Biblie și din motivul acesta și din cauza aceasta aș vrea să îl citim sau să-l ascultăm cu toată seriozitatea și cu toată atenția și cu tot interesul posibil. Exod, capitolul 3, versetul 1. Deci acesta este cel mai important text al Bibliei. Dacă am fi citit din Ioan, am fi citit cel mai important text al Bibliei. Dacă am fi citit din Isaia, am fi citit cel mai important text al Bibliei. Deci tot ce citim din Biblie este cel mai important. Deci Exod, capitolul 3, versetul 1. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că Moise se întoarce să vadă. Și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum, vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Amin. Amin. Doamne Iisuse, nu avem un altul la care să mergem și de aceea în aceste momente încă o dată apelăm la tine și te rugăm, vorbește. Amin. Doamne, dar vorbește-ne prin Duhul Sfânt. Amin. De cuvintele oamenilor ne-am cam săturat. Doamne, vrem cuvântul Tău. Amin. Dă-ne cuvântul Tău cu prisosință, dă-ne cuvântul Tău cu har, dă-ne cuvântul Tău cu putere, dă-ne cuvântul Tău altfel, Doamne, ca să plecăm din locul acesta altfel. Te rugăm, Tată, proslăvește-te prin locul acesta, proslăvește-te prin adunarea aceasta, proslăvește-te prin cântările care s-au declamat și proslăvește-te prin ascultarea pe care ți-o dăm acum, în numele Domnului Iisus. Aleluia! Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Este uimitor că într-un secol foarte secular, așa cum suntem noi, încă sunt oameni care cred în Dumnezeu, încă sunt biserici care se închină lui Iisus Hristos și încă sunt bărbați și femei care realmente îl aud pe Dumnezeu când îi vorbesc. Eu îi mulțumesc Domnului că în această seară sunt cu dumneavoastră, mulțumesc pastorului, fratelui Marius, că a insistat și vă mărturisesc că a insistat și din cauza insistențelor lui supărătoare. Sunt eu aici în această după-amiază, atât am abătut la cap, atâta ca picătura chinezească. Mai știu doar un singur alt pastor în județul Arad, este enervant de existent. Dar îl iubesc și pe ăla și pe ăsta. Pentru că în creștinism, domnilor și doamnelor,
Există două verbe importante pe care nu ne putem permite să le ignorăm și nici să le uităm. Primul verb este obligatoriu, celălalt este opțional. Verbul a iubi și verbul a place. A iubi în pocăință, în creștinism, este obligatoriu. A place, nu. Exemplu. De mine nu trebuie să vă placă, dar trebuie să mă iubiți toți. Mulțumesc pentru aminul puternic. Amin. Deci, fraților, asta înseamnă pocăință. Să ne iubim unii de alții, chiar dacă nu ne place uneori unii de alții. Este pentru mine, într-adevăr, o situație specială, ca în această seară sunt aici. Eu, în general, duminicile sunt extrem de ocupat, ca orice alt pastor. Însă pentru că eu mă împart, încă mă împart și dau mână de ajutor unei biserici din județul Arad, unde am început eu prima dată pastoratul de Sebiș, au trecut printr-o traumă asemănătoare cu a dumneavoastră și de 2 ani de zile le dau o mână de ajutor și tot nădăjduiesc să scap, să mă eliberez, dar încă jugul este pe mine, până când nădăjduim noi că în curând vom găsi un pastor acolo. Însă am venit totuși aici cu un spirit de așteptare, știind că fratele Marius este un tip mai carismatic așa. Eu cred așa că nu poți să fii creștin și nu poți să fii pastor real și predicator bun și foarte bun, decât doar dacă ești un predicator carismatic. Eu vreau să vă spun în această seară, ca să știți cine sunt, eu sunt un baptist carismatic moderat. Sper că nu v-am supărat când am spus lucrul acesta. Carismata este un termen care vine din limba greacă și înseamnă un creștin care crede în Duhul Sfânt, în lucrarea Duhului Sfânt, crede în roada Duhului Sfânt, în toată roada Duhului Sfânt și crede în darurile, toate darurile Duhului Sfânt. Săptămâna care a trecut, împreună cu soția mea, am fost la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea seminarului, de la absolvirea seminarului din București. 30 de ani au trecut de atunci, habar n-am când, doar că mă uit în oglindă și îmi dau seama că totuși este adevărat. Însă m-am întâlnit acolo cu, noi am fost 10 în clasă, atunci comuniștii au lăsat doar 10, după noi 5, după aia încă vreo 2-3, nu mai știu cât. Și privirea Domnului a venit revoluția. Însă mai enervant unul dintre pastorii ăștia, realmente mai enervant, ăsta este termenul și nu mi-este jenă să vi-l spun, se străduia să mă convingă că miracolele au cam încetat. Ăsta, pastor baptist. Se străduia să mă convingă și a spus, băi Daniel, eu am făcut studii, bă, și eu știu, bă, eu am studii, bă, uite, și cu versete biblice, că Pavel, că nu știu cine, Milet, Timotei. Minunile, zicea, au încetat. Deci noi nu mai putem. M-am uitat la el, m-am certat câteva secunde cu el și pe urmă am zis, deșteptul cedează totuși. Și am încetat. Și încerca el cu râvnă, pasiune, să mă convingă de teologia lui negativă. Și am respins-o și o respins 100%. Eu cred toată Scriptura, mă silesc practic toată Scriptura. Și cred că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. Amin. Și mai cred că Duhul Sfânt este același ieri, azi și în veci de veci. Și că Duhul Sfânt dă roadă și dă daruri, aceleași daruri pe care Biblia le descrie și le-a descris atunci, sunt și pentru noi acum. Slavă Domnului! Amin. Acum să vă spun de ce n-am venit aici în această seară. N-am venit aici să vă pocăiesc pe careva. La modul serios vă spun lucrul acesta. N-am venit să vă pocăiesc. Însă, în același timp, trebuie să vă spun, frați și surori, și doamnelor și domnilor, că, deși eu n-am venit să vă pocăiesc aici, să știți că fără pocăință nu intrăm în cer. Vă pun o întrebare serioasă. Câți dintre dumneavoastră credeți în Domnul Iisus? Vă rog să ridicați o mână. Toate dumneavoastră credeți. M-ați ridicat. Bun. M-am liniștit. Însă, vedeți, acest Iisus Hristos în care noi am mărturisit că credem, a fost de 2 ori și s-a repetat. Și când Iisus Hristos se repetă, este nenegociabil, treaba bine. Și când nu se repetă, e la fel. Însă în Luca 13:35, Domnul Iisus de 2 ori se repetă și spune așa. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. La fel. Și asta este valabil inclusiv pentru baptiști. N-ați sunteți baptiști? Ce bine.
Asta este valabil pentru baptiști, pentru penticostali, este valabil pentru ortodoxi, pentru catolici, pentru carismatici, pentru presbiterieni, pentru orice culoare, pentru adventiști. Domnul Iisus spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Frați și surori, eu n-am venit să vă pocăiți, că nu pot. E adevărat că dacă ar fi după mintea mea și mușchii mei, aș împuia ușile, geamurile și n-ați mai ieșit de aici până nu vă pocăiți. Dar a ieșit cu scandal și a ieșit cu bătaie și mi-ați dat și eu că să vă dau înapoi, că Biblia zice să nu datorați nimănui nimic, dar asta a fost o glumă. E adevărat că Biblia zice să nu datorăm nimănui nimic, dar la bani. Și în rest trebuie să ne iubim unii pe alții, Doamne, ajută-ne. Amin. N-am venit aici să pocăiesc, dar fără pocăință, frașiților, nu pupăm cerul și nici nu intrăm în cer, și nici nu vom vedea cerul, sau dacă îl vom vedea ceva, îl vom vedea de la distanță. Însă, am venit aici să vă găsesc adevărul. Unul dintre lucrurile care m-a frapat și m-au uimit atunci când le-am sezizat în Cuvântul lui Dumnezeu, este că eu am de zile, vreo 25 de ani, am predicat așa. Că Iisus Hristos, în primul și în primul rând, a venit pe pământ să ne mântuiască. Și după 25 de ani am realizat că am greșit. Că Domnul Iisus, în primul și în primul rând, n-a venit pe pământ să ne mântuiască. Și nu e erezie ce vă spun acum. Iisus Hristos, în primul și în primul rând, n-a venit pe pământ să ne mântuiască. Ci Iisus Hristos, în primul și în primul rând, a venit pe pământ să ne spună adevărul. În Ioan 18, când Domnul Iisus era în fața lui Pilat și Pilat a zis, cine ești? Și zice, de unde ești tu? De unde vii tu? Îl întreabă Pilat, foarte curios. Și Domnul Iisus îi răspunde, la sfârșitul capitolului 18, zice așa, eu m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Noi suntem mântuiți astăzi, frați și surori și stimați ascultători, numai și numai prin adevărul pe care îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturii, slăvit să fie Domnul. Frații aceștia care au cântat și au declamat, ei ne-au vestit adevărul prin cântare și prin poezie și acum eu vreau în următoarele minute să vă vestesc adevărul prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin predicare. Ăsta este motivul pentru care am venit. Primul motiv și al doilea este, am venit să mă duc o carte. Eu mai scriu. Și ultima mea carte se numește Mefiboset și pe unde mă duc prin biserici, o prezint. La terminare puteți să o cumpărați, costă 10 lei și ăsta e preț promoțional. Ei au CD-uri, eu am cărți. Mă gândesc că aveți și la CD-uri. Eu am cărți. Cartea este Mefiboset, este o carte de încurajare, dar vă atrag atenția și vă dau o veste bună, autografele sunt gratuite. Acum, dacă vi se pare că 10 lei este mult, puteți să o luați și gratis. Nu mă jigniți. Am nevoie doar să-mi acopăr cheltuiala tiparului, nimic altceva. Dar la terminare puteți să o găsiți, am câteva bucăți la mine, puteți să o cumpărați sau să o luați. Sau... Dar cartea asta vă atrag atenția că nu e pentru sfinți și nici pentru suprasfinți. Cartea asta este pentru dalmațieni. Deci dacă sunteți dalmațieni, adică votați așa, știi? Cartea asta este pentru păcătoși. Dacă ești păcătos, și ai nevoie, și dacă ești în depresie, și ai nevoie de încurajare, cartea aceasta este o carte de care ai nevoie, fă cumva să intri în posesie ei și, pe urmă, să o și citești. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Pasajul acesta, însă, pe care l-am citit, este fabulos. Este unul dintre cele mai cunoscute pasaje de pe paginile Sfinte din Sfânta Scriptură. În urmă cu câteva săptămâni am primit pe e-mail o întrebare. Și întrebarea era de la o doamnă, pe care o cunosc puțin, virtual mai ales, și întrebarea suna așa. Frate păstor, citesc în Exodul acum. Și mi-a pus întrebarea pertinentă, logică. Și am întrebat așa. Ce l-a făcut pe Moise atât de special? Și de atunci întrebarea aceea mă frământă și ăsta este răspunsul la întrebarea aceea. Și realmente, atunci când am început să sap în Cuvântul lui Dumnezeu, am fost uimit de adevărul pe care l-am găsit în pasajul acesta. Ce l-a făcut și în altele? Ce l-a făcut pe Moise special? Când e vorba de Noe, înțeleg ce l-a făcut pe Noe special. Și ce l-a făcut special? Noe umbla cu Dumnezeu. Și să umbli cu Dumnezeu într-o vreme de criză,
într-o vreme de ateism, într-o vreme de necredință, este un miracol. Și asta l-a făcut pe Moise special. Și nu e de mirare că Dumnezeu l-a ales pe Moise din mii de alți oameni. Dumnezeu l-a ales pe Noie și l-a binecuvântat. Iosif era și el un tip foarte special. Era cumințel, cast, virgin, fecior, cu minte, nu s-a lăsat ispitit, n-a căzut în niciun păcat sexual, deși avea multiple posibilități. E normal că a fost special. Înțeleg și asta. Vă mai dau un exemplu pe care mi l-am notat aici. David, împăratul de mai târziu, a fost și ăsta special de mic. Ăsta era de mic meseriaș. S-a luptat cu ursul și nu i-a fost frică. S-a luptat cu leu și nu i-a fost frică. S-a luptat și cu Goliat, care era numai bicep și tricep și era profesionist și nu i-a fost frică. Dacă pe ușa aia ar intra un lev acum aici, oare ce am face? L-ar mânca pe el și eu aș lua-o la fugă. Nu știu. Însă, dacă David ar fi aici, am făcut să nu că speri, total. Îmi facă vreun infarct aici. Doamne ferește. Însă, dacă David ar fi aici și ar intra în leu, asta ne știe. S-a ridicat, probabil. Dacă David, ăsta a fost special, probabil că din naștere, din copilărie, din adolescență, s-a luptat cu ursul, s-a luptat cu leul, s-a luptat cu Goliat, s-a luptat cu el însuși, ăsta era meseria și era normal să fie special. Și era normal că Dumnezeu să se uite la el și să pună ochii pe el și să zică că ăsta este omul după inima mea care m-a împlinit toate voile mele. Îți minte că odată am intrat la noi în casa în șoară și se vede și a țipat soția mea. Ea se teme de un șoarece. Bine, și eu după ea era mai să țip și eu, știi? Era mai să fac infarcte pe așa țipă de-a scos. Am zis că a murit cineva în casă. David era meseria și ăsta era special și din cauza aceasta Dumnezeu normal că l-a folosit pe David. Daniel era de o duhovnicie extraordinară. Și era normal și ăsta la rândul lui să fie special și Dumnezeu să se uite la el și să-l folosească pentru că a fost o fidelitate uimitoare față de Dumnezeu. Și asta este de înțeles că asta l-a făcut special. Că ăsta din pruncie a fost cu minte. Toată viața Daniel ăsta se pare că n-a prea făcut niciun compromis. Ăsta a fost mereu pocăit așa. De când s-a născut până la moarte, până la 90-100 de ani, cât o fi trăit. Înțeleg și cazul Maria, din nou, Testament, Fecioara Maria. Castă, cu minte, frumoasă, probabil. Normal că Dumnezeu s-a uitat la ea și a zis, prin asta o să trimit mântuirea în lume, o să-l trimit pe Fiul meu, o să-l întrupesc pe Fiul meu. Dar Moise. Ce n-a făcut pe Moise special? Ce? O să vă spun acum câteva date despre Moise, foarte simple, pe care le cunoaște majoritatea. Moise a avut o pruncie și o copilărie zbucenă. Când Moise s-a născut, Faraon a decretat ca toți băieții care se nasc dintre copiii evreilor să fie condamnați la moarte, să fie uciși. Ei, de mic ăsta a avut o viață foarte zbușumată, a fost condamnat la moarte de când s-a născut. A fost salvat printr-o abilitate specială a familiei lui, despărțit de părinți, crescut în palat, probabil foarte răsfățat, educat într-un mod foarte secular și foarte ateu, intelectual, la modul foarte rafinat, și în final, cât a fost el de educat și de răsfățat, devine criminal. Acum, Dumnezeu totuși, în marea lui înțelepciune, știi ce face? Se uită la Moise. Și îl ia pe Moise și din criminal cum era și pe deasupra, totuși, de ce l-a ales Dumnezeu pe Moise cu atâtea antecedente și defecte? Pe deasupra era și bâlbuit, și gângav. Altul trebuia să vorbească în locul lui. Nu se exprima atât de elegant ca fratele, adică el nu știu cum se exprima. Dar nu cânta atât de elegant ca surorile, ca frații ăștia. Eu mă mai bâlbui câteodată, știi, în viteză, așa mă mai bâlbui, știi, dar nevastă mea spune, nu te mai bâlbui atâta. Dar și atunci mă gândesc la Moise, știi. Zic, mă, dacă Moise era bâlbui, acum să mai suporte și ea de la mine câte o bâlbuială. Dar ăsta probabil că era mult mai bâlbuit decât de bâlbuit noi predicatele câteodată, era gângat.
familia lui a spus, băi, tu ești gândat, tu ești bulbuit, știi, și asta, Maria și cu Aron, la un moment dat, l-au luat la cărcotel, așa, și ce, numai tu ești? Ei, ăsta era Moise, criminal, bulbuit, gândat și îndoielnic, nesigur pe sine. Și totuși, Dumnezeu, îl face pe Moise ăsta un tip teribil de special. Criminal, bâlbuit, nesigur de sine, pe sine. Totuși Dumnezeu se uită la el și în sfârșit m-am gândit, care este explicația că Dumnezeu a văzut în Moise ceva cu totul special și l-a făcut lider? Liderul poporului său. Păi, dacă aș ști că un om din Timișoara a făcut o crimă, l-ați mai face liderul acestei biserici? L-ați alege pastor? Mă cam îndoiesc. Dom'le, putem noi să facem multe, dar chiar să omori un om? Păi cine mai are nevoie de așa ceva? Și totuși Dumnezeu, în tot înțelepciunea lui, slăvit să fie numele. Și ce face? Se uită la Moise și face una dintre cele mai superbe și sublime chemări din Scriptură. Și face din omul acesta, din epava aceea care mai era din Moise, Dumnezeu îl strigă pe nume și îl folosește să-și izbăvească poporul din Egipt. Știți de ce cred eu că Moise a devenit foarte special pentru Dumnezeu? Tocmai ca Dumnezeu să-și arate în el puterea Harului Său. Acum să vă dau o veste foarte bună. Dumnezeu, atunci când vrea să mântuiască un om și când îi dă o chemare unui om, nu se uită la trecutul lui. Când Dumnezeu mântuiește un om și când Dumnezeu îl strigă pe nume pe un om și când Dumnezeu îi dă unui om o anumită lucrare, pe Dumnezeu nu-l influențează trecutul acelui om. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului, Dumnezeu nu se uită nici la trecutul omului, ci Dumnezeu se uită la inima omului. Pe Dumnezeu nu-l interesează ce ai fost, ci pe Dumnezeu îl interesează ce vei fi prin Harul Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Știți, când Dumnezeu ne-a mântuit pe noi, nu s-a uitat la trecutul nostru, și asta asta, ci s-a uitat la viitorul nostru. Glorie Domnului! Amin. Acesta este Dumnezeul Bibliei, este Dumnezeul care se uită la noi, categoric ne vede cât de mânjiți suntem, cât de pătați suntem, cât de dalmațieni suntem și cu toate acestea încă ne strigă pe nume. Vreau să vă dau un sfat foarte serios. Nu lăsa ca trecutul tău să-ți distrugă prezentul și viitorul tău. Orice ce ai fi făcut în trecut, orice păcat ai făcut în trecut, crimă dacă ai făcut în trecut, nu lăsa ca trecutul tău să-ți distrugă prezentul și viitorul. Pentru că Dumnezeu nu ia decizii pe baza trecutului tău urât. Și Dumnezeu când ia decizii numai și numai prin Harul Său, prin bunătatea Sa și prin înțelepciunea Sa. Glorie Domnului! Amin. Și pentru mine, textul acesta este extraordinar. De ce Moise i-a atras atenția lui Dumnezeu atât de mult? Și vreau să vin în partea a doua a predicii mele din această seară cu câteva argumente, cu câteva criterii, cu câteva trăsături speciale pe care Moise le-a avut, cred eu, și aia i-a atras lui Dumnezeu atenția. Numărul 1. Moise era un tip smerit. Atât de simplu. Însă vă atrag atenția, frașii și surori, că Dumnezeu dă har doar celor smeriți. Amin. Alo, amin. Dumnezeu dă har doar celor smeriți. Biblia spune, Petru spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și de ce știu eu că Moise era un tip smerit? Atunci când Dumnezeu îi dă chemarea, știți ce slujba avea Moise? De cioban. De păstor, nu pastor. Păstor cu ă. Noi astăzi spunem fratele pastor. Moise era cu ă, era păstor, adică cioban. E adevărat că astăzi să fii cioban, știi, să ai câteva mii de oi, nu-i rău deloc. Eu cunosc un cioban de lângă Sibiu, care are toate stațiile astea de benzină aral din Timișoara, sale lui cioban. Păstor. Știți, când Dumnezeu pune ochii pe Moise, știți ce făcea Moise?
Era un tip foarte modest. Păștea turma socrului său, nici nu era turma lui. Era cioban, dar păștea altă turmă a socrului lui. Moise se pare că ani de zile a păstorit turma socrului lui, pentru că era, cred eu, un om smerit, era un om modest. Se face cioban. Când fuge din Egipt, el ajunge cioban și se face cioban. El era, deși eu vin din Sibiu, din lumea ciobanilor, dar nu m-am făcut totuși cioban, ci doar păstor. Și cu A și cu A. Cum vreți dumneavoastră? Însă Moise ăsta era un tip foarte modest și cred eu că era un tip foarte smerit. Și de ce mai știu eu că era un tip smerit? Pentru că în versetul 11 Moise a zis lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a zis, tu vei scoate poporul meu din Egipt. Și ce spune Moise? Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon? Moise avea o părere proastă despre el. Moise se vedea nevrednic, pentru că a fi smerit înseamnă să te vezi nevrednic. Amin. Amin. Asta este o latură a smereniei. Nu este singura latură a smereniei, dar a fi smerit înseamnă să te vezi nevrednic. Moise se vedea mic și neînsemnat și totuși Dumnezeu îl vedea foarte vrednic să-și scoate poporul Israel din Egipt. Și am învățat aici o lecție extraordinară și supranaturală. Doar cei ce se văd nevrednici pe ei, Dumnezeu îi vede vrednici de El. Dacă eu mă văd nevrednic, și ce înseamnă mândrie? Și ce înseamnă să nu fii smerit? Mândrie înseamnă să am o părere despre mine foarte bună. Băi, ce bine predic eu, vorba lui Tony Campolo. Ăsta, un faimos predicator, profesor de științe, de nu știu ce sociologie prin America, dar și predicator, un tip funny, așa, hazliu, zice, într-o zi m-am dus într-o biserică de negri și zic, dom'le, așa de bine am predicat încât îmi venea să-mi iau notițe la predica mea. Știi, un tip din ăsta hazliu. Și, dar știi ce înseamnă? Știi ce înseamnă să fii mândru? Dom'le, eu sunt cel mai bun. Noi, alt posibil tip de mândrie aplică aici la biserica asta. Vom fi noi cei mai mici în oraș, dar suntem cei mai buni. Dacă gândiți așa, ați încurcat-o de acum. Doamne ferește! Cineva spunea că smerenia sau umilința este virtutea pe care atunci când știi că o ai, deja ai pierdut-o. Cum vă sună chestiunea asta? Știi? Unii dintre noi spunem, ah, ce smerit sunt. Și în momentul când ți-ai permis să gândești, să verbalizezi, să gândești așa, deja ești un arogant, penibil și mândru. Moise însă era un bărbat smerit pentru că se vedea nevrednic. Asta cred că i-a atras atenția lui Dumnezeu la Moise. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu celor smeriți le dă har și tot Petru spune, supuneți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu ca la vremea potrivită El să vă înalțe, Doamne ajută-ne. Și eu cred că Dumnezeu va da har aici la harul atâta vreme cât veți hotărî să rămâneți smeriți, fraților, cât timp veți hotărî să rămâneți smeriți. Dumnezeu va da har peste har și va da har dublu și maxim și triplu, însă secretul este să-L descoperiți în viața lui Moise și în cuvântul lui Dumnezeu să rămâneți smeriți, Doamne, ajută-ne. Să mai spun cu trăsătură care cred eu că i-a atras foarte serios atenția lui Dumnezeu în dreptul lui Moise. A părăsit rutina. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și asta mi se pare uimitor? Spune, odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Amin. Când am citit versetul ăsta 2, m-am înfiorat de toată, că am primit așa, parcă un fel de revelație, un fel de descoperire. Știți că Dumnezeu dă descoperiri și la baptiști, numai la pentecostali. Slăviți să fie Domnul. Aici mergea un amin puternic. Dar serios, Dumnezeu dă descoperiri, nu numai, dă chiar și la baptiști, atunci când suntem dispuși să ne smerim la modul serios și să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Și ce spune Scriptura? Că la un moment dat, zice, odată a mânat turma dincolo, până dincolo de pustie. Și ce înseamnă asta pentru mine în versiunea limbii române moderne? Că omul acesta
a părăsit rutina, a spart propria lui rutină. Zice, a mânat turma până dincolo de pustiu. Până atunci, turma el și-o hrănea doar în pustie. Și unde era o bucățică de ceva verdeață, oile se duceau și o mâncau și erau toate fericite, dar miroseau a pustiu. Și toată ziua, în pustiu, și puțină hrană de acolo, puțină verdeață de acolo, și se întorceau seara cu puțină verdeață în burta lor, în burtica lor. Însă se pare că ani de zile și luni de zile Moise hrănea turma socrului său și o poștea în pustiu. La un moment dat însă se petrece un miracol extraordinar și Moise hotărăște să-și spargă rutina. Propria lui rutina a spart-o că a mânat turma până dincolo de pustiu. Știi ce s-a întâmplat când a ieșit din pustiu? Când și-a spart propria lui rutină, a ajuns la muntele lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Și am învățat aici o lecție superbă. Moise s-a săturat de pustie. Moise s-a săturat de lipsa apei. Moise s-a săturat de deșert. Moise s-a săturat de caniculă și a mânat odată turma lui Dumnezeu dincolo de pustiu. A părăsit pustiul și a ajuns imediat la muntele lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Am învățat ceva din propria experiență a lui Moise și, pe urmă, chiar și din mica mea experiență. Doar cei ce vor să iese din pustiu vor ajunge la muntele lui Dumnezeu. Amin. 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 Doar cei ce vor să iese, doar cei ce vor părăsi pustiul, vor avea mai mult din Dumnezeu. Doar cei ce sunt dispuși să spargă rutina, vor avea mai mult din Dumnezeu. Doar când părăsesc pustiul vieții mele, doar când părăsesc mediocritatea mea spirituală și religioasă, doar atunci mă voi întâlni cu Dumnezeu și voi experimenta pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne tuturor la aceasta. Am primit de la Dumnezeu un gând, cred eu, că este de la Duhul lui Dumnezeu, tocmai ca să-ți faci rutina. Și am hotărât și am spus și la Stânca și la Sebiș, la Sfânta Treime, am hotărât ca cu 10 zile înainte de Rusalii, timp de 10 zile înainte de Rusalii, să facem ceva special, să spargem rutina, să facem, să urmărim ce a făcut Biserica Primară, să facem și noi. Adică, timp de 10 zile, până la Rusalii, noi nu putem plănui în un alt Rusalii, categoric, aia numai Dumnezeu o poate face, să vii să fie Domnul, dar 10 zile, în fiecare seară, să facem ce au făcut ucenicii și Biserica Primară, să stăruim în rugăciune, și 10 zile, începând cu înălțarea Domnului Iisus, până la cincizecime, până pe 3 iunie, ne vom întâlni în fiecare seară în casa lui Dumnezeu pentru rugăciune, de la 8 la 9. Și vom stărui în rugăciune, zile acelea, vom stărui în rugăciune, nu să cerem Duhul Sfânt, că noi deja am primit Duhul Sfânt, să vii să fie Domnul, dar vom stărui în rugăciune, și pentru că vrem mai mult din Dumnezeu. Vrem să ieșim din pustiul religios baptist. Vrem să ieșim din pustiul religios pentecostal, ortodox, catolic. Vrem mai mult din Dumnezeu. Vrem să spargem tradiția. Vrem să spargem mediocritatea. Vrem să spargem rutina. Vrem să învățăm de aici, de la sfinții ăștia lui Dumnezeu. Vrem să ajungem la muntele lui Dumnezeu. Știți cum suntem unii dintre noi? Exact ca Moise înainte de convertire. Știți cum era convertirea lui Moise? Categoric este în Exod capitolul 3, în textul ăsta pe care l-am citit. Dar unii dintre noi suntem exact ca Moise înainte de convertire. Avem cunoștință despre Dumnezeu, dar niciodată nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu personal. Știți care este una dintre problemele grave care se întâmplă în creștinism? Noi avem cunoștință despre Dumnezeu, dar nu ne-am prea întâlnit cu Dumnezeu cel viu niciodată. Când Moise s-a întâlnit cu adevăratul Dumnezeu, când în Noul Testament Saul din Tars s-a întâlnit cu adevăratul Dumnezeu, adică cu Iisus Hristos, cu Iisus Hristos cel viu în glorie, și ce s-a întâmplat cu viața lui Moise și a lui Saul din Tars? S-a schimbat cu 180 de grade, nu 360, 180 de grade, slăvit să fie Domnul. Amin. Când te întâlnești cu focul, nu mai poți rămâne la fel. Când te întâlnești cu Dumnezeul lui Moise, cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, când te întâlnești cu Iisus Hristos cel viu, viața ți se schimbă radical. Slăviți să fie Domnul.
Moise a hotărât să își spargă propria lui rutină, n-a mai fost mulțumit cu rutina și în momentul când a ieșit din pustiu, s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a schimbat direcția, Dumnezeu i-a schimbat psihologia, i-a schimbat teologia, fiziologia, fizionomia, Dumnezeu i-a schimbat destinul, Dumnezeu i-a schimbat comportamentul și Dumnezeu i-a schimbat toată trăirea lui, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare serioasă. V-ați întâlnit vreodată la modul real cu Dumnezeu, cu cel viu? Cu Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor? Și cum suntem unii dintre noi, avem urgențe minore. Avem preocupări de mâna a doua. Trăim într-o moralitate și duhovnicie de mâna a doua. Avem o religie de mâna a doua. Avem o închinare de mâna a doua. Trăim sub presiunea multiplă a necesității pustiului. Trăim ca Moise în pustiu. Citesc o carte acum de Andrei Pleșu. Ăsta este eseist, scriitor, om de cultură român. Îl cunoașteți unii. Cartea se numește Despre frumusețea uitată a vieții. Andrei Pleșu, domnul ăsta, este creștin. Din tot ceea ce scrie el, se pare că este creștin. Și auziți ce spune omul acesta în nemulțumirea lui. Ni se oferă talk show-uri de mâna a doua. Texte și speech-uri mediocre. Ne-am urâțit. Ne-am distanțat cu totul de simplitatea polifonică a lumii, de pasiunea vieții de pline. Un laic, spunem noi, un necredincios, își dă seama că avem o viață de mână a doua, totul este second hand. Și ne-am obișnuit cu viața aceasta, ne-am obișnuit cu pustiul. Și știți ce problemă avem noi, pocăiții? Venim la biserică într-un fel, plecăm de la biserică în același fel. Duminica următoare venim în același fel, plecăm de la casa Domnului în același fel. Nici o schimbare. Fraților, asta se numește rutină. Asta se numește moarte. Categoric e bine să vii la biserică. Însă, când te întâlnești cu Dumnezeu, vii într-un fel și pleci altfel. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Fraților, ăsta e creștinismul, este de vrăjeală și pierdem vremea și rămânem în rutină și suntem auto-înșelați. Când mă întâlnesc cu Dumnezeu, când m-am întâlnit cu Dumnezeu, eu sparg rutina penibilă a vieții mele și nu mai vreau să trăiesc în pustiu, nu mai vreau să am o viață obișnuită, ci vreau să am o viață supranaturală. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și vreau să închei, să vă spun că Moise ăsta a avut mai mult decât pustiul și asta i-a salvat viața. 40 de ani, primii 4, Moise a trăit 120 de ani. A spus un teolog, nu mi-aparține gândul acesta, a zis așa, în primii 40 de ani Moise a învățat ce înseamnă să fii cineva. L-a palat, prințișor, faraon, educat, stilizat, masterate, doctorate, piramide, chestiuni. În primii 40 de ani a învățat ce înseamnă să fii cineva. În următorii 40 de ani a învățat ce înseamnă să fii nimic în pustie. Iar în ultimii 40 de ani voi să învățat ce înseamnă și ce poate face Dumnezeu cu un nimic care se lasă la dispoziția lui Dumnezeu cu condiția să iese din pustiu, adaug eu. Fașiților, doamnelor și domnilor, eu nu știu dacă să mai vin vreodată aici. Nu știu dacă o să ne mai întâlnim vreodată aici. Poate că Dumnezeu m-a gândit să ne vedem în alte ocazii și dacă nu, ne așteptăm unii pe alții în cer. Amin. Amin. Dar până atunci, frați și surori, trebuie să învățăm de la Sfinții lui Dumnezeu. Moise a vrut mai mult, s-a săturat de pustiu, el a vrut ceva mai mult. Nu era mulțumit cu rutina, nu s-a mai complăcut în ea, dorea mai mult decât avea. Cea mai bună revoluție și pozitivă revoluție spirituală care ți se poate petrece, este să devii ca Moise, să devii curios. Știți ce? Când a văzut boschetul acela arzând. Știți ce era rugul acela? Unii știm, alții o să aflați acum, nu vă negăjiți. Rugul acela despre care vorbește traducerea Cornelescu era un pomișor, un boschet de pustie în flăcări. Și Moise a văzut că boschetul acela, pomișorul acela, arde. Și era normal în pustie să se mai prinde din un foc aici acolo, nu? Însă ardea boschetul acela și Moise s-a uitat și a zis, nu, acum mai arde pomișorul că face vâlvătăi, dar focul se stinge, nu?
Însă ceea ce i s-a părut lui ciudat lui Moise este că focul ăla nu se stingea. Pomișorul ăla nu se consuma, știi? La un moment dat, vâlvâta este mare și pornul încetul, cu încetul nu are. Ei, la pomișorul acela, pentru că era focul lui Dumnezeu, focul nu se consuma. Boschetul acela nu se consuma, focul nu se stingea. Și ce spune Scriptura? Că Moise a zis, o să mă întorc. Și s-a întors. Și când Dumnezeu a văzut că Moise s-a întors, și-a dat seama că Moise, și cu asta vreau să închei, Moise era interesat de foc. Când un om este interesat de foc, este nădejde pentru biserica aceea. Când pastorul acestei biserici, împreună cu biserica pe care el o păstorește, da, micuț, sunteți câțiva zeci de oameni. Ei, când biserica Harul va începe să fie interesată de focul lui Dumnezeu, începe trezirea spirituală. Amin. Amin. Frați și surori, vă doresc și mă rog și vă urez cu toată seriozitatea ființei mele să vă lăsați atrași de foc. Și ce spune Domnul Iisus Hristos în Noul Testament din Evanghelia lui Luca? Deci eu am venit să aprind un foc pe pământ și ce n-aș da ca focul să se aprindă chiar acum. Dumnezeu are nevoie de biserici incandescente. Dumnezeu are nevoie de bărbați și femei, de pastori și diaconi și lideri și cântăreți și predicatori care să fie atrași de focul lui Dumnezeu și să vrea să aibă biserici care să clocotească spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. În județul Arad, acolo pe Valea Crișului Alb, am hotărât să organizăm o întâlnire de trezire. Pentru că știi ce am să zic? Bisericile îmbătrânesc, mor și dispar. Am spus, nu-i regulă asta. Nu-i regulă. Aici nu mai este focul Domnului. Și ne-a pus Dumnezeu câtorva pe inimă, câtorva lideri de acolo și pe data de 16 iunie cu pastorii, cu liderii, comitetele bisericilor și oricine este interesat, vrem să avem o întâlnire de trezire pentru că ne interesează să prindem și noi din focul acela lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Frații și surori, nu vă mulțumiți cu pustiul. Nu vă mulțumiți cu mediocritatea că muriți. Noi trebuie să devenim ca Moise, să ne intereseze focul lui Dumnezeu și focul lui Iisus Hristos să fie aprins în fiecare ucenic, în fiecare mărturar din biserica aceasta. Aveți curaj să credeți în miracolele lui Dumnezeu. Aveți curaj să chemați focul lui Dumnezeu și aveți curaj să ieșiți din pustie. Nu vă mulțumiți, doar vin la biserică, ascult, nu mi se întâmplă nimic, plec, mă întorc. Nu, Moise s-a săturat de tradiție, de rutină și și-a spart propria rutină și când a ieșit din pustiu, a ajuns la muntele lui Dumnezeu și acolo viața i s-a schimbat totalmente. Slăvit să fie Domnul! Și vă spun ultimul gând și ultima trăsătură și cred că și asta i-a atras atenția lui Dumnezeu. În Exod, la capitolul 37, și ce face Moise? Ia cortul lui, ei trăiau toți în corturi. În Exod, la capitolul 33, cu versetul 7, Moise ia cortul lui, îl dăruiește lui Dumnezeu și pentru prima dată apare în istorie expresia cortul întâlnirii. Cortul lui Moise, casa lui Moise, devine cortul întâlnirii. Și ce am învățat de aici? Că Moise a devenit și era un tip generos. Jertfitor. Și când devii jertfitor, când devii darnic cu Dumnezeu, Dumnezeu începe să devină darnic cu tine. Amin. Amin. Aici trebuia să ziceți amin. V-am prins pe stângul. Când devii darnic cu Dumnezeu, fii atent, Dumnezeu devine darnic cu tine. Moise ia casa lui, ia cortul lui, că era lui. Și îl dă lui Dumnezeu și acolo a început să se întâlnească cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu a văzut lucrul acela, a spus, băi, ăsta da, a meritat. A meritat să pun ochii pe el și să-i strig numele și să-i dau lucrarea asta, că ăsta este darnic. Ăsta dăruiește, ăsta este generos. Și mai târziu, în același, într-un alt text, mi se pare prin Exod 32, spune, Doamne, mai bine să-mi ștergi mie numele din cartea vieții, dar nu nimici poporul ăsta. Și înseamnă asta. Ăsta era un tip jertfitor. Când hotărâm să devenim jertfitori, îi atragem atenția lui Dumnezeu. Aveți, știu că nu sunteți tare bogați aici.
Nu mi se pare că sunteți bogați. N-am mirosit pe niciunul să aveți în bancă vreo 10 milioane de euro până acum. Însă știți ce am să zic asta? În Maleahii 3 cu 10, Dumnezeu zice așa. Aduceți la casa misteriei zeciurierile voastre ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea că voi deschide pentru voi săgazurile cerului și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Amin. Amin. Nu știu cum stați cu zeciuiala, însă, fraților, cei ce n-ați început să dați zeciuială până acum, începeți din această seară. Fiți generoși cu Domnul. Aveți curaj să-i dați Domnului zeciuiala. Pentru că doar când îi dai lui Dumnezeu zeciuiala, te califici. Și Dumnezeu va deschide pentru tine zăcazurile cerului și va turna peste tine belșug de binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Hai să vă spun ceva în încheiere, dar să nu mă duceți la nimeni. Să vă spun secretul. Eu nu sunt bogat. Nu sunt deloc bogat. Dar cum vă spun secretul? Sunt foarte binecuvântat. Bogat nu sunt. Dar binecuvântat. 100%. Și unul dintre motive, știți care este? Îi dau lui Dumnezeu zeciuiala. Nu mă laud. Vă spun însă ca să vă încurajez. Și atunci știți ce face Dumnezeu? Eu i-am dat lui Dumnezeu zeciuială și Dumnezeu zice, da, să-mi dai mie zeciuială înseamnă să-mi dai ceva cu lingurița. Tu îmi dai mie zeciuială și aia înseamnă că îmi dai ceva cu lingurița. Pentru că tu totuși nu te încrezi în aia 10%, ci te încrezi în mine și îmi dai cu lingurița, eu îți dau înapoi cu pena. Ce înseamnă pena? O basculă din aia mare, 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 de 20 de tone. Cam așa face Dumnezeu când un om devine generos cu Dumnezeu. Fraților, rugăciunea mea în această seară este ieșiți din rutină. Nu vă lăsați prinși în cursa aceasta, în lațul acesta al rutinei. Să vă focalizați pe focul lui Dumnezeu și să doriți să deveniți o biserică incandescentă, o biserică carismatică la modul biblic și în felul acesta îi veți atrage atenția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Aș vrea acum să ne ridicăm și să încheiem seara aceasta cu un moment de rugăciune. Vreau să încheiem seara aceasta cu un moment de rugăciune și în rugăciunea aceasta așa să-mi permiteți să mă rog pentru dumneavoastră. Eu nu știu care este problema ta, să știu că Dumnezeu poate să rezolve problema ta. Poate că în interiorul tău ești tu scap, poate că nici nu mai ai bucurie de pocăință. Poate că vii la biserică, chiar dacă sunteți, aveți doar un an, adică sunteți bebeluși. Dar totuși, vii la biserică și știi că îți lipsește încă ceva. Așa să-mi permiți în această seară să mă rog pentru tine. Poate că ești bolnav. Vreau să spun ceea ce știi. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. Glorie Domnului! Săptămâne trecute, aș vrea să rămânem în rugăciune toți, cu ochii închiși să stăm și să mă ascultați. În urmă cu câteva săptămâni am fost într-o biserică în județul Bihor și acolo, la terminare, ca și aici, am făcut o rugăciune pentru bolnavi. Și săptămâna trecută m-am întâlnit cu pastorul, unul dintre colegii mei, și a spus, Daniel, când ai fost la noi, la tău, parcă se numea localitatea. Deci te-ai rugat. Și la terminare, după câteva zile, de fapt, a venit la mine un patron, are un laborator și spune că eu am fost vindecat la rugăciunea aceea din casa Domnului. Medicii nu mai puteam să facă nimic piciorului meu. Aveam niște dureri groaznice, eram în mare pericol, dar zice, în urma rugăciunii de vindecare am fost vindecat și eliberat. Așa să-mi permit să mă rog și pentru tine. Eu n-am putere, eu nu pot să te vindec. Dar noi știm pe Cel ce poate să te vindece. Și numele Lui este Iisus Hristos. Așa să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te înflăcăreze. Așa să mă rog ca Dumnezeu și împreună cu tine să-ți spargi propria rutină religioasă. Să nu te mulțumești cu puțin de la Dumnezeu, ci doar cu mult să te mulțumești. Să fii flământ după Dumnezeu. Și în timp ce toți stăm în rugăciune, aș vrea să mă rog pentru tine, pentru vindecarea ta. Aș vrea să mă rog împotriva bolii tale, împotriva sărăciei tale. Aș vrea să mă rog împotriva uscăciunii din viața ta. Și dacă crezi că Domnul este acela și nu s-a schimbat, dacă crezi că Iisus Hristos încă este medic, încă este Dumnezeu și încă poate să vindece, să umple cu Duhul Sfânt și să transforme, te rog să ridici mâna. Și eu aș vrea să mă rog pentru tine. E între tine și Dumnezeu.
Să mai spun încă ceva. Știu că nu e ușor să ridici mâna. Că zici, bă, ce mă vede ăla, ce eu ridic mâna? Asta este un gest al credinței tale. Și eu cer să faci un gest al credinței. Dumnezeu vede gestul tău, Dumnezeu vede credința ta și Dumnezeu te onorează. Ține mâna ridicată în timp ce mă rog pentru tine. Puțin ridicată. Ține mâna în timp, puțin ridicată în timp ce ne rugăm pentru tine. Doamne Iisuse, nu avem un altul la care să mergem. Noi ne închinăm ție pentru că știm cine ești. Ne închinăm ție pentru că ni te-ai descoperit și nouă. Ne închinăm ție pentru că te-am experimentat, Doamne. Ne închinăm ție pentru că știm că Tu ești Marele Medic și ești Marele Dumnezeu și pe deasupra îți place să vindeci și să binecuvintezi. Doamne, Tu vezi toate mâinile care s-au ridicat. Doamne, peste toți cei și-au ridicat o mână, acum, prin Duhul Tău cel Sfânt, peste ei punem numele Lui Iisus Hristos. Amin. Și numele Lui Iisus Hristos, Doamne, îi dezbrăcăm de orice boală. În numele Lui Iisus Hristos îi îmbrăcăm cu vindecare, Doamne. Îi legăm cu viață. Peste toți cei și-au ridicat o mână, chemăm peste ei binecuvântarea Ta, Doamne. Binecuvântare spirituală, umplere cu Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvintează binecuvântare materială. Tată, prin Duhul Tău cel Sfânt te rog să te atingi de trupul lor, dar în mod deosebit să te atingi de Duhul lor, Doamne, și să dai acolo focul Duhului Sfânt, să dai acolo incandescență și să spargi, Doamne, orice rutină, orice păcat, orice blestem să-l spargi. Și peste toți cei ce-au ridicat o mână acum, chemăm curățirea cu sângele Tău, Doamne Iisuse. Spală, iartă, vindecă, ridică și dă Duh de pocăință, Doamne. Noi îți mulțumim că și te declarăm Dumnezeu în biserica aceasta. Și, Doamne, declarăm biserica aceasta proprietatea Lui Iisus Hristos. Și mă rog pentru păstor, mă rog pentru comitet, mă rog pentru toți cei ce formează această biserică, Doamne, dă-le har Duhului. Umple-i cu toată puterea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, dă-le trezire spirituală, dă-le focul Tău și dă-le prezența Ta și binecuvântarea Ta spre slava numelui Tău. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin! Amin!